just vrem de azi. Aș vrea să continua în limba franceză, dacă nu știu. La question du recyclage. Aspectele privind reciclarea. La question du recyclage et la question de ce que nous faisons de nos déchets. Une question de plus en plus importante. Este un aspect din ce în ce mai important ce facem cu deșeurile noastre. Devine un aspect foarte important. Nous devons passer d'une économie. Trebuie să trecem de la o economie. Nous devons passer d'une économie du gaspillage à une économie du recyclage. Trebuie să trecem de la o economie a risipei către o economie a reciclării. Comme vous le savez, au mois de décembre, comme vous dites, il nous a dit Jenny, on s'arrêtera à Paris. Nous aurons une conférence à Paris qui sera très importante pour le climat. He's translating, right? Yes. Yes. From French to English? Yes. Yes. Okay, so it's okay. You don't have to. Thank you. Nous aurons une conférence très très importante sur l'avenir du climat. Je voyais encore ce matin. Lucas, please translate Romanian to English. You have to translate from France to Romania for me. Comme vous le savez, nous allons avoir au mois de décembre à Paris une conférence très importante. După cum știți, la Paris va avea loc în luna decembrie o conferință foarte importantă. Sur le réchauffement climatique. În schimbările climatice. Je voyais ce matin encore dans le journal 9 o'clock sur la dernière page. Și dată dimineață în ziarul 9 o'clock, pe ultima pagină. Une interview d'une très importante spécialiste du climat roumaine. Un interview cu un expert, un specialist recunoscut, care are expertiză în domeniul schimbărilor climatice din România. Si nous le faisons bien, à la fin du siècle, nous aurons un réchauffement de 4 à 5 degrés. Dacă nu facem nimic, dacă nu trecem la acțiune, la sfârșitul secolului vom avea 45 de grade mai mult decât acum. 4 à 5 degrés de plus, ça ne veut pas dire un réchauffement partout de 4 à 5 degrés, ça veut dire qu'il y aura plus de phénomènes extrêmes. Până la 5 grade în plus nu înseamnă că va fi foarte cald, dar va avea repercusiuni asupra climei foarte importante, foarte grave. Imaginez le delta du Danube. 4 à 5 degrés plus chaud. Închipuiți-vă delta Dunării cu 4-5 grade mai mult. Ce sera la, un changement considérable pour les oiseaux, pour les migrations. Va fi o schimbare considerabilă, în primul rând, pentru păsări, pentru migrația păsărilor. Imaginez 4 à 5 degrés de plus dans les Carpates. Închipuiți-vă 4-5 grade mai mult în Carpați, în Munții Carpați. Imaginez
4 à 5 degrés de plus dans les zones où déjà il y a des problèmes de sécheresse en Roumanie. Există deja mari probleme cu seceta în România. Ce que je veux dire par là, c'est que le changement climatique, la menace du changement climatique. Ce vreau să spun de fapt este că amenințarea cu privire la schimbările climatice. C'est une menace qui atteindra toutes nos économies. Este o amenințare pentru toate economiile noastre, toate sistemele economice. Mais ce sera plus que une atteinte à nos économies, ce sera une atteinte à nos sociétés. Dar mai mult decât atât, va avea repercusiuni asupra societății în care trăim. Et les plus fragiles. Și cele mai fragile sont les plus menacées. Sunt cele mai amenințate. Les sociétés les plus pauvres seront les premières victimes. Societățile cele mai defavorizate, cele mai sărace, vor fi primele victime. Que ce soit dans les campagnes ou que ce soit dans les villes. Fie că e vorba de zonele rurale sau de zonele urbane, de orașe. C'est un défi et c'est un défi sur lequel c'est un défi commun et c'est un défi sur lequel nous devons tous contre lequel nous devons tous réagir. Este o provocare și trebuie să trecem la acțiune cu toții acum. Dans toute cette problématique, dans tout ce débat, il y a une place pour l'économie circulaire. În toată această polemică, în toată această dezbatere, economia circulară are evident un loc important. Il y a un débat et il y a une place grandissante pour l'économie circulaire parce qu'il s'agira de mieux consommer. Vorbim despre economia circulară și se încadrează bine în această dezbatere pentru că trebuie să trecem la un alt mod de consum, la un alt fel de a consuma. Il s'agira de mieux consommer pour épargner la consommation d'énergie. Va să fie vorba despre economisirea surselor de energie. Et il s'agira aussi de mieux consommer parce que, alors que le gaspillage est une perte, le recyclage fournit tout un nouveau pan d'économie et un nouveau pan d'économie productive. Și va trebui să consumăm mai bine, într-un alt fel, într-un mod diferit, pentru că risipa este de fapt pierdere pentru toată lumea și reciclarea este refolosirea acestor resurse care aduce beneficii tuturor. Et ce recyclage débouche sur toute une économie rentable pour la société. Acest mod nou de a face lucrurile, de a recicla, va da prilejul unei economii mai prospere. Plus rentable pour la société de tout point de vue, du point de vue des entreprises, parce que ce seront de nouveaux débouchés de travail. Mai rentabilă pentru toată lumea, pentru întreprinderi, pentru că există posibilitatea de a crea noi locuri de muncă. Ça permet aussi d'imaginer, d'inventer de nouveaux produits. Ne permite să ne gândim la noi produse inovatoare. Donc le recyclage, c'est aussi une voie vers l'innovation. Deci reciclarea este de asemenea o cale spre inovație. Et le recyclage, c'est aussi de ouvrir de nouvelles pistes pour l'insertion sociale.
Și e clar, am deschide piste noi, oportunități noi pentru reinserția profesională. Excelența noastră, doamnelor și domnilor, deși n-ar trebui să încep așa, voi începe. Mă bucur extraordinar de mult că discutăm despre economia circulară. Și ceea ce a apărut doar pentru restul Uniunii Europene, o preocupare constantă a anului trecut, începe să fie discutat și la noi. În momentul în care anul trecut Comisia Europeană a lansat pachetul denumit generic economia circulară, de fapt această lansare a marcat încă un pas important în încercarea de a pune în practică dezideratul o Europa eficientă din punctul de vedere al resurselor. De ce s-a ajuns aici? Pentru că resursele naturale care stau la baza funcționării economiei europene și globale și asigură calitatea vieții sunt din ce în ce mai puține. Continuarea folosirii acestora la fel ca până acum, mai ales în condițiile creșterii constante a numărului populației, care își dorește de altfel îndreptățit menținerea aceleiași calități a vieții sau chiar creșterea acesteia, nu pare a fi o opțiune viabilă. Rezervele de materii prime sunt din ce în ce mai puține, iar acest fapt ne obligă la găsirea unor soluții viabile pe termen lung, de înlocuire sau de reducere a cantităților folosite în obținerea produselor finite, dar și de recuperare a lor în urma folosirii produselor. Este necesară dezvoltarea unor noi produse și servicii, găsirea unor noi modalități de reducere a cantităților de materii prime folosite, de reducerea cantităților de deșeuri, de îmbunătățire a managementului deșeurilor, de schimbare a mentalităților și obiceiurilor de consum, de optimizarea proceselor de producție și a modelelor de business și de îmbunătățire a logisticii. Toate acestea, sperăm, vor ajuta la stimularea inovațiilor, la dezvoltarea sectorului tehnologiilor verzi, înființarea unor noi piețe de desfacere și, de ce nu, la creșterea beneficiilor consumatorilor printr-o mai mare sustenabilitate a produselor. Se pune, deci, problema, așa cum a spus și domnul ambasador, trecerii de la modelul economiei lineară, în care luăm resursele din mediu, facem produsele, le cumpărăm, le consumăm și apoi le aruncăm, la un alt model, cel al economiei circulare, în care este păstrată valoarea adăugată a produselor pe termen cât mai lung și, măcar la nivel aspirațional, eliminarea deșeurilor. Din punctul nostru de vedere, al celor care lucrăm în managementul deșeurilor, acest model de economie circulară implică creșterea duratei de viață a produselor, reducerea folosirii materialelor periculoase sau dificil de reciclat, creșterea piețelor de desfacere pentru materialele reciclate, aplicarea principiilor eco-design-ului prin crearea unor produse mai ușor de reparat, upgradat sau reciclat, încurajarea prevenirii producerii de deșeuri și a unei reciclări mai serioase de către consumatori, încurajarea creierii unui sistem mai performant de separare și colectare separată a deșeurilor pentru reducerea costurilor reciclării și reutilizării, încurajarea unor alte metode de obținere și folosire a bunurilor, de exemplu închiriere sau leasing, în schimbul deținerilor, încurajarea unor noi modele de business și exemplele pot continua. Dezvoltarea și implementarea conceptului de economie circulară se pare că este cheia atingerii obiectivelor de eficiență a resurselor,
Asigurând astfel modalitatea de creștere a unei economii mai puțin dependente de utilizarea resurselor de materii prime naturale și de mai bună protecția mediului. Politicile publice trebuie să se bazeze, în primul rând, pe strategii foarte clare, pe continuitate și constanță în elaborarea și implementarea legislației și, foarte important, pe o colaborare cât mai strânsă între autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, alți factori implicați în managementul deșeurilor și, de ce nu, consumatorii, cei care, de fapt, își doresc, până la urmă, ca viața de zi cu zi să fie de o calitate cât mai bună și să nu mai fie înconjurați de deșeuri. Vă mulțumesc! Să respecte timingul indicat la început. Deci astăzi ne vom concentra pe propuneri și exemple de bune practici pentru politici publice la nivel național și european care să ne conducă gradual, dar sigur, către o economie circulară, către o economie socială și solidară, către o economie durabilă. O să invit să ne ureze bun venit pe domnii Valentin Negoriță, președinte ECODIC, și pe Patrick Iarbu, director al Ateliere Fără Frontiere, care sunt co-organizatorii acestui eveniment. Și pe urmă să dăm cuvântul lui Michael Nen, care este directorul rețelei europene RIUS, care să ne prezinte foarte pe scurt care sunt, în momentul de față, politicile publice la nivel european care vor avea un impact asupra legislațiilor naționale și politicilor publice naționale și din România, ca stat membru. După care, după o scurtă pauză foarte tehnică, îi vom invita aici pe experții europeni care reprezintă rețele naționale și regionale din Europa pentru a ne prezenta câteva bune practici de economie circulară, socială și solidară din Europa și, evident, pe colegii noștri din România, că avem și noi ce să prezentăm la partea de bune practici. Iar la sfârșit o să vă invităm la o discuție deschisă, la o masă rotundă care va fi moderată de un panel de experți, care vă pot face câteva prezentări introductive pentru a așeza tematica, în care o să încercăm să vedem ce putem face împreună, mai departe. Dau cuvântul domnului Valentin Negoriță. Trebuie să stau sau... Și vă mulțumesc. Așa e bine. Mulțumesc. Bună ziua. Scuze pentru dezgherea de care m-am făcut vinovat. Am fost la Ministerul Societății Informaționale pentru un alt proiect. Competențe digitale pentru Europa. Și mă bucur că suntem în acest loc deosebit de plinitor și frumos. Și dincolo de locație, cred că e un lucru de a mai schimba câteva opinii și de a identifica căi mijloace de dezvoltare a acestei activități de reutilizare. Vorbesc în primul rând în numele ECODIC acum. Dar sigur și uitându-mă la Patrick și în numele colaborării noastre de peste 7 ani, poate 8, pentru că înainte de a porni activitatea ECODIC și respectiv Ateliere Confrontiere, ne-am avut o discuție lungă ca să identificăm și să avem o viziune în 2006. Deci avem o activitate comună, constantă, pe care vrem să o dezvoltăm spre binele tuturor, adică înțelegând prin asta și binele economiei naționale și din punct de vedere al protecției mediului și, nu în ultimul rând, din punct de vedere social. Deci, cele trei coordonate pe care directiva europeană în domeniu
atât prima cât și cea pe care Ministerul urmează să o adopte în următoarele săptămâni, din câte știu, nu știu dacă ați anunțat, dar face plăcere să anunțe acest lucru, înaintea dumneavoastră. Este, deci, concluziv, o activitate pe care noi o susținem și o încurajăm. Și îi mulțumesc lui Patrick pentru faptul că de-a lungul anilor am dezvoltat colaborarea noastră extrem de bună. Mulțumim și noi. Nu știu, vorbesc și eu despre partenerea cu Raluca. Da, pentru noi, și pentru noi este, este foarte important și nu numai pentru noi, cred că este un exemplu de unul. Am vorbit cu mai multe întreprinderi sociale care sunt, sau rețele, peste toată Europa și suntem cam singuri care ne bucurăm de un sprijin atât de important pentru reutilizarea deșeurilor. Adică sunt foarte puține, dacă, dacă sunt eco-organisme în Europa, care promovează atât de mult reutilizarea deșeurilor. Aici este vorba de reutilizarea deșeurilor de echipamente electrice și electrice, mai mult calculatoare de echipamente informatice. Noi, de repara frontieră, totuși, în două cuvinte, suntem o întreprindere socială și scopul nostru este integrarea socio-profesională pe seama mai mare dificultate. Asta este scopul misiunea asociației. Activitățile economice pe care le avem sunt activități de reciclare și mai mult de reutilizare de deșeuri. Deșeuri de echipament de IT, cu ecotic, avem norocul de a putea dona foarte multe calculatoare în fiecare an. Noi, în începutul atelierului, în 2009, am donat 7500, mai mult 7500 de calculatoare la 1000-2000 de asociații, școli și alte biblioteci, etc., din întreaga țară, pentru că putem să facem asta, pentru că ne bucurăm de sprijinul de și de alte sponsori care ne permită să plătim și să se asumăm cheltuielile legate de aceste condiționare. Asta este foarte important, dar de fapt economie solidară, cum spunea în domnul ambasador, economia socială în general și integrarea persoanelor marginalizate sau excluse. Avem un alt proiect pe care îl vedeți peste noi, aveți aici furnița, furnița reutilizării, proiectul RIMESH, care reutilizează, prin care reutilizăm beșuri și termeni publicitare și facem anumite produse pe care sunteți adia și cumpăr aici acum. Cam asta, nu știu dacă este altceva, dar mai trebuie să discutăm mai, mai târziu, dacă, dacă aveți întrebări, dar încă o dată este pentru Europa, pentru exemplu, foarte bun să reușim să avem astfel. So Reuse, we're a European association representing national and regional networks of social enterprises working in the field of reuse, repair and recycling. Currently we have 28 members from 15 European countries and also one in the US. Of course, one of our members is Atelier de Fabre Frontiere. We represent around 77,000 workers and around 60,000 trainees, volunteers and workers in insertion. In terms of the materials that our members work with, they are primarily those which you see on the pictures there, so the electronics, large household goods, small ICT equipment, textiles, furniture, but they also work in other fields as well. Social enterprises are very much operating other fields such as construction and demolition materials, the reuse of scrap material from production processes, bikes, I'm sure everyone's aware of bicycle repairs. Other areas, this is an interesting example, dismantling of buses, the reuse of windows, and also dismantling of different types of automotives for the metals, etc., for recycling, and also some more and more organizations are involved in so-called upcycling. Some great examples just next to us from Atelier de Frontières and their RIMESH work. It's working on its own listing, it's great.
In terms of what we do, our main aims as Reuse, so we're based in Brussels, but it's really to try and help develop a policy framework that improves and helps develop reuse centers and networks throughout Europe, and at the same time support the role of social enterprise within this vision. And in essence, at the heart of all the policy ideas that we are trying to put forward, it's primarily to look at securing access to reusable materials for social enterprises working in reuse and repair in order for them to carry out their social mission. So that's really just a brief idea about our main aims. In terms of European policy, we focus essentially on waste policy, really to try and create a framework that helps improve waste prevention, or use that it's changing itself, that really fosters, everything's moving on its own. Hang on a moment, is there a pause button? Is there a pause button? Right click, pause. Right click. Okay, so for waste policy, we really try and focus on improving possibilities for waste prevention, for reuse activities. On the product side of things, we're looking at making sure that products are designed in such a way that they can be reused, that they can be repaired, that they're durable. And we're also focused on fiscal and employment policies, where we're looking at how to best make sure that social enterprises are represented within the legislation. I'll be the first one to show this. I'm sure I'm not going to be the last one to show this diagram of the waste hierarchy, but just to give you a little bit of background, whilst Europe has a waste hierarchy, the way in which waste prevention and so-called preparation for reuse activities are supported are still not very clear. In general today, European legislation is focused on improving ways to boost recycling. As soon as something becomes a waste in Europe, more often than not, it will either be recycled, landfilled, or incinerated. And the possibilities for reusable items that have been thrown away to still be reused are very limited. There are good practices, which I'll talk about in a second, but really it's to... So our work on waste policy tries to really focus on setting separate objectives for waste prevention and preparation for use activities. So this is just a little bit of background. And most of our members work, and it's moving again, most of our members work in the so-called preparation for reuse field. And they're working with different types of materials which have been already discarded and labeled as waste. Just to put some figures and give a little bit of background to what we're talking about. As Europeans, so maybe Western Europe is certainly more guilty of this than Central and Eastern Europe for the moment, we're throwing away a lot of reusable materials which are prematurely being recycled. For example, in the UK they recently did a study that of all the electronics which are thrown away, 25%, one quarter, can still be reused. For furniture, it's the same. It's a huge amount of furniture which is being thrown away, which is still reusable. Textiles, I just found out recently that in Europe, it's been estimated that around 12 million tons of textile waste is produced every year. And half of that is ending up in landfill, and even a bit more, and that's around 6 million tons, and around 2 million tons is ending up in dar să și o combinăm cu lucrurile foarte, foarte bune pe care le avem în această zona noastră. Limitația mea și despre ceea ce aș vrea să vorbesc foarte pe scurt ar fi partea de educație și conștientizare. Probabil că în afară de tot ceea ce înseamnă legislație și tot ceea ce înseamnă partea din impunere, care într-un fel sau altul de foarte multe ori, de către anumite categorii, este greu de acceptat. Poate din cauza modului, greoi de formularea unor directive. Poate din cauza faptului că multe lucruri nu se potrivesc exact cu piețele cărora ni se adresează. Partea de educație, partea de conștientizare, partea de diseminare reprezintă lucrul cel mai important și lucrul în care eu văd că lucrurile se pot mișca.
cazuri de bine. Deci reprezintă acel boiling pot unde de la vârste fragede și de la vârste la care lucrurile încep să fie perfect conștiente, și mă refer chiar la, să zicem, vârsta a doua sau a treia, unde lucrurile și acolo pot fi foarte bine realizate, ar trebui să insistăm foarte mult și ar trebui foarte mult să lucrăm. Deci, Agenția Națională pentru Protecția Mediului organizează foarte multe acțiuni, organizează lucruri care poate nu se văd în mod special, pentru că sunt lucruri care sunt diseminate la nivelul teritoriului. Lucrăm din cele 42 de agenții județene care, să știți că se preocupă foarte mult să aibă contacte directe cu școlile, cu instituțiile de învățământ diferite grade, cu anumite categorii sociale și cu cei interesați să schimbe ceva ca mentalitate. De aceea, invitația mea este să reușim să facem cât mai mult împreună. Am reușit să emitem niște protocoale cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, dar și cu inspectoratele. Which is of course valid also in Austria, and we are also have, like everywhere in Europe, many discussions. And I could talk about this for 1 hour now, but I will try to make it very short. The most discussions is that it is not yet understood clearly by everybody that there is a difference between recycling and reuse. That is one point. And that there is a kind of red line between reuse and preparation for reuse. And this red line is the legal definition of waste. And reuse can be within the waste regime and without the waste regime. And it is not yet clear, it is not yet a harmonized standard in every European country according to which criteria something that is potentially reusable becomes waste, and what are the criteria of end of waste for these things. And we are discussing that in Austria. We are trying to find a pragmatic approaches to that, and we hopefully find a pragmatic approach for that also on the European level. So these are the main points I wanted to stress. And preparing for reuse is a waste recovery activity, which in some cases should be covered also by other laws. The legal basis for reuse in Austria is of course the Waste Framework Directive, and apart from the new waste hierarchy that I already mentioned, it says that member states should foster or form accredited centers and networks for repair and reuse. And Austria took this very serious, so with our National Waste Law 2011 we transposed the Waste Framework Directive into national law, and based on that we formed a national, we created our National Waste Management Plan with an integrated waste prevention program with a separate chapter about reuse and preparation for reuse. Listing all the possible measures. At that time it was future design measures that we planned to do. Many of these measures are already realized or in progress, and many are not. And we have also a national implementation plan or kind of concept for reuse from that time, and we are trying to work it like a checklist. You know, every year we are making a little bit progress. For the waste electric and electronic appliances, we have the European WEEE Directive that you all know, and we transposed that into national law with our WEEE Ordinance. And we were one of the first member states to implement that international law, as I think, but we were not in time, we were late, but we were one of the first. And in Austria, the reuse part of the reuse chapter within the European Waste WEEE Directive
is unfortunately not, for us, not strictly enough concerning the financial contributions of. This is the landscape of the Flemish periwinkle sector. It's important to mention that every periwinkle center has its own territory, so they didn't become concurrents but colleagues. And that's a very important factor for the development of our sector. We give employment with all the sector to 5,045 people. To understand why reuse became popular in Flanders, we have to go back to history. In the early 90s, a number of second-hand shops were set up to provide social employment for disadvantaged people. Some of the founding fathers of the periwinkle are here with us at the conference. Soon after those second-hand shops showed up, there was a need for one point of contact for policy and other stakeholders. The organizations accordingly came together in 1994 as Federation, first KVK, later on KMOZI. They developed, and that's very important, one brand, the periwinkle, which at the beginning already 65% took this brand over. Now, after all these years, almost all the organizations are using our brand. This is a photo of some of our shops and also an example of our the house style of our brand. Key factors for that popularity: periwinkles are always local initiatives, strongly rooted in the local community, with good relations with local governments. They get support of local governments in logistic ways, but also in financial ways. Periwinkles give employment to local people, sell local products to local customers. We developed, through all these years, a real variety of customers. In the beginning, it were only the people with a long budget who came to the periwinkles. Now, people aren't ashamed to be seen in the periwinkle. Everybody's coming to the periwinkle, and that's, it's a great advantage. There is a recognition of the regional government, OVA, for a particular geographical area, as I mentioned already. The sector receives subsidies for social employment. Without them, we couldn't exist. It's really necessary. There's one brand on regional level, and a social franchise with members paying commercial fee to manage the periwinkle brand and to provide support to its members. We think that also contributed to the success of the reuse in Flanders. As I said, 31 official reuse centers with a total collection a year of almost 6,400 tons. Collection per habitant, 10 kilo per capita. And there's a distinction, of course, selective and integral collection. Integral collection as all on textile and we mostly. How does it work? Traditional selective collection of reusable products for free via different ways. People bring their goods to shops or delivery on call, and the people bringing their goods to the shops, that is the best quality of the things we get, of the products we get, for textile but also for other products. It's more easy to collect your garbage in a container than you get when you have to show it up at your home or at the organization. We have also good contacts with companies who bring their goods. There's a municipal waste collection sites, reuse containers on the collection sites in the municipalities. Selective collection, no transport and storage permits are needed. For the integral collection, that's mostly for textile and weave. We also, or some of our members, empty houses and companies on demand.
and there we can make the first selection of reusable goods. We do something with Lost Bytes. We have partnerships through the Week collection with Recupel, that's a Flemish, a Belgian organization of producers of wheat. And for the integral collection, we do need, the Green Metals do need permits for transport and for storage. And this will become more severe in the future. How does it work? A selection for reuse, repair if needed for wheat. For other products, there's no repair. Selling second-hand products with 1 year guarantee for wheat. Leftovers is going to recycling and waste. The importance of network is exchange of knowledge, experience, and material. And also, we are colleagues instead of conference. We are, of course, looking for new areas. We are already busy with developing new models. We sell our products in web shops. We are developing lines in fresh design. Some of our Green Metals, our members, are very good at it, but it's still not a very important sector in terms of financial figures. And we have also, we developed also alternative forms of collection in partnership with commercial and public organizations to collect their furniture, their wheat, their computers, and so on. We have for the sector in Flanders more than 4.6 million customers a year. The total sales is 42.6 million euro a year. The average shop sales is rather modest, not 1 and not 10 euros per client. And yeah, there are a few images of the interiors of our shops. And as you can see, it's a big point of attention in. Okay. Să nu ne lungim prea mult pe această prezentare dintr-un motiv foarte pragmatic. Mai sunt și alte prezentări, că nu. Întotdeauna, o bună parte dintre cei aflați aici ne cunoaștem. Și n-ar trebui să repetăm ceea ce știm că facem împreună sau... Da, începând cu Ministerul, de ce nu, și cu ceilalți parteneri, APF și alți parteneri din piață, din piața deșeurilor, generic vorbind, acum, avem o experiență comună, se aude bine sau nu se aude bine, pot să vorbesc și fără microfon, cred. Da, nu, pe traducere. Deci, după acest preambul, aș zice că putem porni. Despre ecotic nu o să vorbim prea mult, că spuneam mai înainte. Știm cam pe unde suntem. Probabil că cifrele importante sunt tonele gestionate până acum, din vara anului 2007 până la 1 ianuarie 2015. Campaniile de colectare și conștientizare sunt cunoscute și ele. Probabil că actualmente este campania, sau se desfășoară campania cea mai cunoscută în România, din punct de vedere al conștientizării. E vorba de campania Ecotic Life, o campanie europeană desfășurată cu sprijinul mai multor instituții. Am început la a spune Ministerul Mediului în primul loc, după aceea, sigur, ANPM și alți parteneri pe care nu-i numesc acum, din motive de timp. Sigur că acesta e unul din proiectele europene. Vreau să menționez proiectul pe care l-am avut împreună cu AFF și care se... Nu?
așează foarte bine în cadrul discuțiilor de astăzi, pentru că era vorba acolo exact de conștientizarea organizațiilor non-guvernamentale din preocupate, sigur, de protecția mediului ambiat. Și împreună cu AFP și am desfășurat un proiect de un an de zile, care s-a încheiat în vara anului trecut, și care a fost finanțat de guvernul elvețian. Deci ne-am mai, să spun, făcut, sau ne-am dezvoltat know-how-ul și în acest sens cu proiecte internaționale, tocmai pentru a ajunge să împărtășim unele best practices, nu? Bune practici sau cele mai bune practici și, în ultimul rând, de a încheia parteneriate. Cred că, până la urmă, cheia succesului în acest sens al activităților de conștientizare o reprezintă parteneriatele. Singuri nu putem face până la urmă și pătrunde în orașe, sate și așa mai departe, în spații publice, școli, fără să avem parteneriate puternice, solide și constante. Mergând mai departe, sigur, aici este o retrospectivă și o panorama campaniilor noastre. Evident, ecotic.ro vă va da, celor care doriți să aflați mai multe, vă va da o mai bună și mai detaliată imagine. Directiva europeană, despre care am menționat în început, nu are rost acum să intrăm în detalii, ea urmează să fie transpusă, a doua directivă europeană din domeniul deșeurilor electrice și electronice, urmează să fie transpusă în următoarele săptămâni și în România, un lucru bun, pentru că, în principiu, va avea fluxul de deșeuri. Dar se întâmplă în România. Cea oficială este foarte, foarte mică măsură și în afară de Ateliere Fără Frontiere nu prea știu să mai dau alte exemple, iar Ateliere Fără Frontiere lucrează doar pe echipamente de la companii, business to business. Deci nu foarte puțin au venit să dea populație, poate spune la ei, dacă sunt exemple în care populația vine să predea ceva. Vreo 3 de 5 ani. Okay. Și totuși este o oportunitate de dezvoltare și de aceea suntem aici. Încă o dată, suntem o organizație de transfer de responsabilitate pentru ceea ce înseamnă ambalajele și deșeurile de ambalaje. Chiar dacă nu subiectul preocupărilor noastre și al obiectivelor noastre nu este partea de reutilizare, am discutat cu organizatorii și pentru că sunt foarte mulți invitați străini, am zis să vă spunem câte ceva și despre ceea ce se întâmplă în România pe acest sector. Câteva date despre ambalaje și deșeuri de ambalaje la nivel național. Un cetățean, am făcut câteva studii, un cetățean generează în România 364 de kilograme de deșeuri anual din gospodărie, ceea ce cumva confirmă datele Eurostat, din care 65 de kilograme vorbim de urban, 65 de kilograme sunt ambalate, iar în rural se generează 95 de kilograme de deșeuri, din care 49 sunt, 49 de kilograme sunt deșeuri de ambalaj. Din datele de la ANPM, Agenția Națională de Protecție a Mediului, ultimele date pe ambalaje datate din 2012, să generează pun pe piață aproape 1 milion de tone de ambalaje, din care se reciclează 600 de tone. Cam așa arată nivelul de obligații de reciclare pentru România. România a avut o perioadă de tranziție pentru îndeplinirea obligațiilor de reciclare, raportând către Uniunea Europeană la nivelul de reciclare a ambalajelor. Aceste obligații la nivel național sunt transferate către producătorii și importatorii de produse ambalate. Am început cu o perioadă de tranziție, vă spuneam, undeva în 2004, cu un nivel de 10-12% al obligației de reciclare și în 2013 am ajuns la 55%. Este vorba de perioada de tranziție care a fost bateată în Acquis-ul comunitar cu Uniunea Europeană. Între timp, în anul 2011, legislația România s-a schimbat.
schimbat copilare, pentru că legitorul românian a considerat că producătorii trebuie să facă mai mult și a crescut obligațiile de reciclare. Există, pe lângă obligațiile de reciclare pe total, pe global, cum se pune pe piață, și obligațiile de reciclare pe fiind de material și le aveți aici cu perioada de tranziție între 2006-2013. Acestea sunt datele la nivel național, cât se pune pe piață aveți într-un grafic de sus și cât s-a reciclat până în anul 2012, datele care le avem în momentul ăsta la nivel național și îndeplinirea obligațiilor. Poate că acest slide este puțin mai decoros pentru partea de politici din sesiunea de după pauza de cafea. Am încercat să vă arăt cam care este nivelul de obligații care există și care s-au stabilit în România, deci odată pe partea de ambalaje și de șoruri de ambalaje, este vorba de nivelul statal, de obligație din infringement, așa cum știm, după care vine industria, producătorii și importatorii, dar și autoritățile locale, vorbind de acest sistem de recuperare a deșeurilor cu amenzile respective, care este transgresat către consumatori, fie că vorbim de persoane juridice, fie că vorbim de cetățeni și mai există și alte părți obligate, cum sunt supermarketurile care au obligația să verifice producătorii și importatorii care cumpără la dânsii în magazin, dacă sunt într-un sistem de recuperare și de îndeplinire a obligațiilor. Și vorbim și de operatorii de colectare care au obligația să colecteze separat. Tot acest sistem este controlat pe de-o parte de Data Națională de Mediu, dar și de către Administrația Fondului de Mediu. Ecorom Ambalaje, organizația pe care o reprezint, este o organizație, cum vă spuneam, de transfer de responsabilitate, în care pe de-o parte avem producătorii care ne transferă obligația deșeurilor de a face obligațiile pentru deșeurile de ambalaje către noi, iar noi, bineînțeles contra cost, iar noi transferăm acești bani către colectorii și operatorii care merg în piață și colectează deșeurile atât din fluxul comercial, cât și din fluxul de la populație. Pentru partea de populație, suntem pe piață din anul 2003, și în partea de populație am început în anul 2005-2006 să facem parteneriate cu autoritățile locale. Pentru că la acea dată în România, când ne-am uitat la obligațiile de reciclare, ne-am dat seama că dacă nu recuperăm ambalajul de la populație, nu vom putea să facem aceste obligații. Și cu toate că la acea dată în România nu exista sistem de colectare separată sau erau câteva județe sau câteva localități, inputul nostru pe această parte a fost în primul rând să punem la dispoziție infrastructura de colectare și apoi să încercăm cu operatorii să eficientizăm activitatea. Cam așa arată ceea ce am făcut la nivel de cantități de ambalaje puse pe piață de către producătorii care sunt la noi în sistem. Avem aproximativ 3.000 de producători care pun pe piață în momentul ăsta 600.000 de tone. Și noi reușim să reciclăm pentru dânsii împreună cu 190 de companii de management al deșeurilor, undeva la 350.000 de tone. Aici aveți aportul companiilor care sunt la noi în sistem, vorbim cumva de ceea ce se numește cifra de afaceri, este undeva între 10 și 11 milioane de euro în prezent. Și aveți nivelul de creștere al clienților care sunt la noi în sistem. În graficul de sus aveți cifra la care se ridică investiția în infrastructura pentru colectarea separată a deșeurilor de ambalaje de la populație. În total, până în anul 2012, se ridică la undeva la 5,5 milioane de euro. Este vorba de containere colorate pe care le vedem, dar și de saci de colectare separată. Și în partea de jos există o comparație vis-a-vis de obligația pe care organizațiile de transfer din domeniul ambalajelor o au în ceea ce privește investiția fie în campanii de informare și conștientizare, fie în infrastructura și în partea operațională. Obligația este de 4 lei
de tonă pentru partea de comunicare și 6 litri pentru partea de operațional și vedeți că economia ambalaje a dublat ambele cifre astea schimbate pentru 2013, într-o lună o să ajungi la pe 2014. Cea mai dificilă acțiune pe care am îndeplinit-o a fost legată de colectarea separată de la populație. Trebuie să știți că în România este un sistem care încă se dezvoltă, mult prea lent pentru o parte dintre noi, uitându-ne la obligații și chiar și la nivelul de conștientizare care există în România. Sunt mulți oameni care doresc să colecteze separat, care doresc să separe cât mai aproape de casă și care doresc să aibă un serviciu foarte confortabil. Noi am reușit prin perseverență și insistență să lucrăm cu cele 500 de autorități locale și contracte cu operatorii de salubritate, cu colectorii și acoperim prin aceste parteneriate peste 9, accesul a 9 milioane de locuitori din România, undeva la 45% la servicii de colectare separat. Dar în prezent lucrăm la eficientizarea lor, probabil că știți că România beneficiază de fonduri ale Uniunii Europene pentru ceea ce înseamnă axa deșeurilor și respectiv și pe partea de deșeuri de ambalaje. 33 de județe din 42, așa cum este împărțirea administrativă în România, beneficiază de aceste fonduri care, din păcate, au fost absorbite destul de încet. Nivelul parcă era undeva la 40 sau 50% anul acesta. Procesele au fost destul de dificile de absorbire. Nu toate autoritățile locale au știut cum să facă acest lucru și toate sunt conștiente, din păcate numai în ultimii 2 ani, că absorpția fondurilor îi va ajuta să facă ceva mult mai mult pentru deșeuri care nu au fost pe lista priorităților, cel puțin până acum 3 ani. Pentru acestea, autoritățile locale având un rol esențial, ca să nu zicem critic, în tot ceea ce înseamnă deșeuri, inclusiv pentru ceea ce înseamnă și deșeurile de electrice și electronice, cât și pentru preocupările dumneavoastră ca și întreprinderi sociale. În tot demersul pe care l-am avut vis-a-vis de a face ceva pentru deșeurile de ambalaje și de a mobiliza pe de partea autorităților locale, dar și cetățenii, am realizat un proiect care acum se află la a treia ediție. Este vorba de o competiție. Am pus primăriile, de fapt, într-o competiție în care să colecteze mai mult și să colecteze corect, să aibă un serviciu corect pus la dispoziția populației și l-am numit Orașul Reciclării. Practic, cumva evaluăm pe cei din autoritățile locale cum realizează acest serviciu și trebuie să vă spun că avem și rezultate. Sunt multe autorități locale care cumva au intrat în jocul nostru și chiar s-au mobilizat să facă mai mult de dragul acestei competiții. Până la urmă este un câștig pentru comunitate. Și avem o serie de proiecte, doar am selectat câteva, investind destul de mult în partea asta de conștientizare și informare, 2 proiecte educaționale, laboratorul verde al reciclării, un autocar total reestabilat într-o sală de cinema și o sală de jocuri pe tablete și o eco-olimpiadă pentru copii cu un manual nou. Aici facem niște studii de evaluare a percepției populației vis-a-vis de colectarea separată și ce îi nemulțumește și ce îi mulțumește pe aceștia și pentru că colegii de la Ecotic au menționat de partea de reutilizare, trebuie să vă spun că în cadrul acestor sondaje, pentru ambalajul de PET și de hârtie, procentul de păstrare a ambalajului în gospodărie rămâne unul destul de ridicat. Românii încă păstrează tot ce înseamnă sticle și borcane din sticlă în gospodării și le refolosesc și acest lucru se întâmplă și cu ambalajul de plastic de PET. Ne confruntăm în ultimii 3 ani cu mai multe probleme în colectarea separată, dar avem și orașe care reușesc să rezolve aceste probleme. Avem tot felul de anomalii care au apărut în sistem.
nu aș vrea să insist asupra lor. Aș vrea să insist asupra proiectelor de prevenire, pentru că pentru noi și pentru producătorii și importatorii de bunuri ambalate, ceea ce înseamnă partea de prevenire a deșeurilor din ierarhia deșeurilor, înseamnă, pe de o parte, reducerea cantității de ambalaj și realizarea unui sistem de prevenire a consumului pe tot lanțul și traseul ambalajului din momentul în care este produs până ajunge deșeu. Este o noutate în România, dar în care noi am încercat să ne implicăm. În anul 2011 am creat un site care se numește prevenireambalaje.ro, în care producătorii de bunuri ambalate pot vedea exemple de ceea ce înseamnă prevenirea în cazul unui ambalaj. De cele mai multe ori este reducerea cantității ambalajului unui produs și ulterior am creat un ghid de bune practici în care le arată pur și simplu producătorilor cum pot să facă acest lucru, cum pot să scadă cantitatea de materie primă investită într-un ambalaj. Iar anul acesta am continuat aceste demersuri și am invitat pe producătorii de la noi din sistem să facă parte dintr-un catalog al acestor bune practici. Acest lucru este, probabil că vă dați seama, este preponderent pentru companiile multinaționale care au aceste proiecte la nivel internațional, dar sperăm să facem acest lucru și cu cu companiile românești. Avem un dialog cu cei care sunt în zona de design de ambalaj, avem o colaborare pe care am demarat-o acum 2 ani cu Academia de Artă, cei care sunt viitorii designer de produse și de ambalaje, astfel încât să învețe despre acest lucru și să-l promoveze. Atât pentru moment și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Pentru că prin valorificarea unui kilogram de hârtie cu 0,2 ton, nu o să poți să susții o firmă care se ocupă cu reciclare și colectare. Mai ales dacă te duci să colectezi 20 sau 50 de kilograme. Colectarea hârtiei, însă nu se face cu camioane, cum fac firmele mari de salubritate, care merg din colț în colț și consumă cât consumă la suta de kilometri și consumă combustibil fosil și aglomerează orașul. Nu, colectarea se întâmplă cu carbotriciclete, care nu poluează orașul, iar persoanele care conduc aceste carbotriciclete sunt persoane defavorizate. Deci acesta este un model economic pe care noi l-am dezvoltat, cu care în ultimii 2 ani de zile am ajuns în finalele, cred că, la 5 concursuri europene, unde forurile europene au aplaudat modelul de fiecare dată. Când vorbim în România de extinderea unui astfel de model și de adoptarea lui de către administrațiile publice sau de către firmele de salubritate, ne facem pe plouă. Este anul acesta, am văzut prima dată replicat modelul și luat în serios de către administrație publică și ne face deosebit de plăcere lucrul ăsta. Nu e București, unde desfășurăm proiectul atâția ani. Este Primăria Alba Iulia, care anul trecut a colectat 31 de tone de hârtie. Pe tot orașul, cu capacitățile lor, cu bani publici care se cheltuie și cu infrastructura care este disponibilă la nivel de oraș. Anul acesta au decis să achiziționeze și 2 carburi biciclete, cum am făcut și noi. Noi anul trecut cu 2 carburi biciclete am colectat 29 de tone. Deci folosim modelul de 2 carburi biciclete și punem lor la dispoziție către persoane defavorizate, acest oraș ar putea să-și dubleze cantitățile colectate anul acesta. Și cu alt impact la nivel social, alt impact la nivel de mediu și de poluare, alt impact inclusiv economic. De ce o fi atât de greu oare să multiplicăm exemple de bune practică și în alte locuri din țară și nu ne costă chiar atât de mult? Una din cauzele de bază pentru care probabil colectarea selectivă se întâmplă la un nivel atât de scăzut în România, probabil știți, conform Eurostatului, cel puțin România colectează 1% din deșeurile municipale, avem target de 50% până în 2020, deci suntem foarte, foarte departe. Adică una din cauzele de bază este, ține tot de latura economică, ca de fiecare dată. Atâta timp cât o să fie mai ieftin să aruncăm lucrurile la groapa de gunoi, în loc să le reutilizăm sau să le reciclăm, o să alegem groapa de gunoi.
Și în momentul de față, taxele la groapa de gunoi sunt incredibil de mici. Și creșterea lor a fost amânată de Parlament. Surpriză. Avem și reprezentanți la principalul firme de salubritate în Parlament. Deci lucrurile sunt legate și în felul acesta nu o să schimbăm cu adevărat realitățile. Deci până când reciclarea nu o să fie mai ieftină decât aruncatul la gunoi, nu avem cum să fim pe drumul cel bun. Acestea au fost câteva idei în mare, în partea mea și vreau să ajung și la Raul. Cred că pot să văd bine cu ideile. Bună ziua, mulțumesc că ați existat până acum. Numele este Raul Bob, sunt din partea Asociației Ecoteca, o asociație de mediu specializată în managementul deșeurilor. O să fac aici un flip-flag retoric și o să vă spun că sunt foarte supărat pentru simplu fapt că avem deja de campioni în ceva, și anume economie lineară și oamenii ăștia, atelierele fără frontiere și Somaco și tot cum se încearcă să ne strice acest zero perfect. Nu-i frumos din partea voastră, că trebuie să rămâne și noi undeva într-un clasament. Noroc, Ministerul Mediului care ajută să rămânem acolo, suntem prin toate politicile publice stimulați să fim acolo și ele funcționează incredibil de bine și o să vă dau câteva exemple. Dar înainte să ajungem la Ministerul Mediului, să ne referim puțin la noi aici. Suntem 30 de oameni într-o sală cu 16 vorbitori care fac parte din sală și am un sentiment repetitiv de vreo 8 ani încoace și am pus din nou că we are preaching to the preacher. Noi vorbim către, practicăm către preot. Atâta vreme cât acest subiect rămâne între noi ăștia care ne plângem unul pe altul, unul altuia pe unul că lucrurile nu merg, lucrurile nu vor merge, e atât de simplu. În realitate însă, vorbim despre reducere, reutilizare, folosim la acest eveniment cel mai prost package product ratio din industrie, este cea mai grea sticlă de apă plată din România, să știți. Ne uităm afară, nu există niciun măcar un container de colectare selectivă în plus, asta deșeul menajer, și asta este realitatea noastră zilnică. Dacă o să mergeți la Ministerul Mediului, o să fie aceeași realitate zilnică. Acolo sunt contractele corecte, dar sunt goale. Asta n-ar fi neapărat rău. Persoanele străzii n-ar fi neapărat rău de reciclare în spate. Faptul că se vând deșeuri sau echipamente electronice second-hand, faptul că se vând este o reutilizare, ceea ce e foarte bine. Dacă am putea să și capturăm această informație, am putea să și administrăm acest fenomen, pentru că pe vorba americanului, what you cannot measure, you cannot manage. Right now, we don't manage anything. Ce să vă spun, apropo de instrumentele Ministerului Mediului, care ne ajută să rămânem în stadiul ăsta, să vă spun că bugetul Fondului de Mediu pentru acest an are prevăzute încasări din nerespectarea țintei de valorificare, care echivalează cu 0,83% din necesar. Noi ar trebui pe an să reducem depozitarea aproape cu 15%. Nu reducem și Fondul de Mediu nu vrea să încaseze contribuții pentru, pentru această lipsă de nereducere. Avem legislație, nu avem enforcement, nu există, există amenzi date pentru cei care încalcă legislația. Degeaba ne dezbatem noi și arătăm în fața Comisiei Europene că ia uite, am transpus-o, dacă ea creează efecte și nu creează efecte, cifric, se vede. Da? Nu avem niciun fel de țintă la generator, niciun fel de țintă, poate să facă ce vrea în continuare. Avem țintă la Asociația Producătorilor, care este asociație cu interese comerciale. Hai să fim serioși, producătorii își reduc aceste costuri de compliance, nu fac altceva, nu vor face altceva. Taxa de depozitare este zero, există numai niște costuri de depozitare care sunt undeva pe la 10, 12, 15 euro în funcție de zona despre care vorbim, în condițiile în care Europa taxa de depozitare pe peste 100 de euro, în țări ca Marea Britanie, da? Noi ne-am făcut cu adoptăm, după care am amânat-o până în 2017. Avem aceeași situație cu Bay Case of Freo. Nu există niciun fel de corelație între ce se aruncă și cum se aruncă și plata care se face pentru serviciul de colectare. Pe politicile de finanțare publică, ce spuneai de nici nu mai nici nu are rost să le atingem. Nu există niciun fel de dialog între linia de finanțare pe zona de mediu versus zona de schimbări climatice, zona de deșeuri, pardon, zona de schimbări climatice, zona de protecție socială. Nu se întâlnesc, nu vorbesc între ei. Dacă avem nevoie să obținem o opinie de la două entități din cadrul Ministerului Mediului, trebuie să plimbăm noi între două departamente și trebuie să-i convingem că trebuie să fie pe aceeași idee cu colegii lor din celălalt departament.
S-a convins că finanțarea din partea proprietăților publice, care ar trebui să fie direct interesate ca să-și ocupe cu ceva forța de muncă excedentară provenită din segmentele defavorizate, putem vorbi. Este tot zero. Perfect. Una peste alta, eu mă bucur și mulțumesc că am fost invitați. Mă bucur că am fost ultimii vorbitori, pentru că noi nu avem bugete de marketing atât de mari să facem prezentate de colorate, dar suntem mai aproape de realitate. Și una peste alta, cred că e foarte bine ca acești bani, foarte puțini, care se învârt în industria de administrare a obligațiilor producătorilor, este foarte bine să fie, să întâlnească și cu alte resurse guvernamentale și cu alte resurse din fonduri atrase, fie pe programe europene, fie prin alte programe, și să creeze ceva mai strategic. Ne plac caravanele. Sunt foarte frumoase și colorate, le vedem de 10 ani. Suntem tot la 1% valorificare deșeuri. Nu e ok. Ne mințim singuri. Mulțumesc. Este că nu vreau să contest lucruri care s-au spus, dimpotrivă. Unele sunt extrem de valabile și cu ele ne întâlnim, apropo de autorități locale. Nu că nu știu ce trebuie făcut, dar autoritățile locale în unele locuri nu doresc să se implice, cât uși de puțin. Deci punctăm aici niște lucruri care le vedem și cu care ne întâlnim, din păcate, nu zi de zi, dar există încă o lipsă de coordonare a eforturilor la nivel național cu cele la nivel local, care ne stresează și ne dau încă, să zicem, mult de furcă. Ce vreau să completez, de fapt, este că s-au menționat aici niște cifre. Acest minunat, nu e minunat, în fine, acest 1%, nu vreau să comentez. 1% eu nu cred în mine. Nu cred în el, pentru că datele acestea nu sunt validate de nimic. Povestea cu 1% care se vehiculează vreo 3-4 ani în România este o fantomă. Deci eu nu cred în fantome. Chestia cu 1% de vreme ce noi vorbim de 1% de vreo 3-4 ani de zile, în condiții în care numai pe zona noastră de referință, colectare, reciclare, deșeuri electrice și electronice, există creșteri an de an, deci neavând date validate, nu ar trebui să mai vorbim, cred eu, de 1%, pentru că este o cifră care nu are acoperire. Mulțumesc. Domnule Goițu, dar cât? Mai mult. Okay. Mult mai mult. Nu știu dacă e 1,5% sau 2%, în niciun caz 1% e vetus. Nu avem de să vorbim de 1%. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar diferența între 1% și 5% nu e ca de 37-38%. Dar nu pot să mă opresc la 1%, n-am voie. Adică noi știm că lucrăm în continuare și nu vrem să fim, să ne decepționăm de noi. Individual waste, which is not the industry waste, of course. The rest is mostly incinerated or treated, so in the end we landfill only 3%, around 3%. And how much do you pay? As a citizen? I could talk, you know, I'm in this business since 1990, and that has a long history. How can I tell it very short? Every household has to pay for the waste bins. And in this fee, there is included a separate collection of recyclables which are not covered by EPR systems. So that is part of paper. Most of the paper is not packaged paper, it's newspapers. It's bio waste. It's metal. Well, glass is packaging that's covered by the EPR system. Okay. And the EPR systems have cooperations with the municipalities. So if the municipalities collect EPR waste, then they are paid for that. So that reduces the fee of the city. The point is, we started with pay-as-you-throw systems in some municipalities in the 90s, and it was not a success, because the people do not prevent waste, they prevent fees. And what they did was to take the waste from their home to their workplaces, or to their schools, or into the bins of the neighbors,
or into nature. Nature was not so much, and that is very much in the mind of our people to keep nature clean, but to keep the waste bin of the own company where you work clean. It is not, you know, we found, we can analyze this, and we found diaper waste in industry containers. You know, it's clear where they come from. And so that was not so very successful.